Bună ziua și bine v-am regăsit! De această dată vom vedea ce simte această persoană față de voi, dar totodată ne vom uita și ce ar vrea această persoană să vă zică și nu neapărat poate. Uneori poate din orgoliu, alteori din alte motive, dar vreau să facem lumină și asupra acestui aspect. Așa că vom începe cu acest pachet. De această dată vom fi foarte roz, foarte multă energie feminină. Un pic mai mult decât îmi este confortabil mie, dar am simțit nevoia să mă axez pe această culoare de data asta. Și în funcție de asta am ales și pachetele. Bun. Vom vedea. Opa. Ce și cum? Le vom pune un pic mai jos de această dată, doar ca să intre în cadru. Trebuie să ne adaptăm. Bun. Și vom începe. Cu baza pachetului avem un 4 de spade. Sincer, aici voi cred că ați tot așteptat ca această persoană să facă un pas înspre voi, dar nu neapărat a făcut până acum. Nu neapărat această persoană și-a arătat interesele, intențiile, sentimentele. Consider că această persoană s-a axat mai mult pe parte de hai să vedem unde mergem, hai să ne simțim doar bine, hai să nu ținem cont de foarte multe detalii, etichete, lucruri de natura asta. Pur și simplu această persoană și-a cam făcut de cap, nu într-un sens abuziv, ci pur și simplu voi ați fost un pic mai înțelegător decât trebuia cu această persoană și această persoană a profitat un pic la rândul său. Sincer, nu văd neapărat intenții rele față de această persoană, dar totuși emană o pasivitate care de foarte multe ori pe voi vă poate enerva destul de tare. Țineți cont că această persoană, orice vorbă spune, orice acțiune sau inacțiune ea este destul de bine gândită. Nu este o persoană care să acționeze impulsiv sau care să lase totul să fie chiar atât de relaxat, chiar dacă persoana vrea să pară relaxată. Stă și se gândește foarte bine înainte să facă sau să nu facă ceva. De asta eu aș vrea să vă transmit aici că, în primul rând, avem de a face cu o persoană care se gândește mult mai mult decât voi la ce ar trebui să facă și ce nu ar trebui să facă. Este o persoană mai nesigură decât sunteți voi, dar totodată este o persoană care, în momentul în care se simte nesigură, se duce, meditează, se relaxează, încearcă să scrie pe o foaie de hârtie și încearcă să-și obțină aceste sfaturi de la sine, așa cum ar da această persoană unui alt prieten, dar în condițiile în care ar trebui să ajungă la un anumit obiectiv. Deci cam așa procedează această persoană. Nu aș zice că depinde pentru toată lumea de alte persoane, pentru că aici consider că persoana asta pur și simplu fie își face scris automat sau face lucruri în așa fel încât să-și pună aceeași situație din diferite perspective și cum ar trebui să acționeze pe mai departe. Deci persoana asta și-a foarte mult timp să gândească ce face. Totuși, încă o dată, pare o persoană destul de rece, destul de lipsită de compasiune, de iubire, dar nu este neapărat așa. Este o persoană care și ea iubește, și ea apreciază, și ea are sentimentele sale, doar că nu vrea să fie văzute aceste sentimente ca un punct slab. Această persoană poate avea tendința să fie mai pasivă decât voi mai, și în comunicare pentru a păstra controlul asupra acestei situații. Ca și vârstă, pentru mulți dintre voi poate să fie o persoană un pic mai tânără, cu acel paș de cupe pe care l-am avut anterior. Și acum să vedem exact care este situația dintre voi. Energia persoanei și energia voastră. Ei bine,
Este posibil să fi fost la un moment dat o problemă de distanță, o distanță fizică, dar pentru unii poate să fie problema și de o distanță emoțională. Numai că este ca și cum această persoană a tot încercat să țină de această distanță, că poate faceți voi o mișcare și poate se schimbă ceva. Ei bine, eu nu vă văd neapărat pe voi să fi făcut o mișcare în privința acestei persoane și momentan până acum văd că ați procedat destul de bine. Dar, totodată, aici eu am o nelămurire și o să vă zic direct, pentru că aici știu că sunt mai multe persoane și aș vrea să adaptăm această etalare pe cât posibil pentru fiecare situație în parte, împreună, dar după mai adaptați și pe cont propriu. Bun, deci dacă aici cumva se întâmplă ca voi să fiți într-o căsnicie, într-o relație, într-o situație de a crește un copil împreună, chiar dacă voi nu mai sunteți împreună, dar chiar dacă există o separare în partea de cuplu, cumva voi trebuie să colaborați, fie pentru o afacere, fie pentru un copil, și să lucrați împreună în vederea acestui lucru, ei bine, această persoană urmează să vă abordeze pentru o împăcare romantică. Dacă se întâmplă ca voi să fiți fiecare în relații separate, ei bine, iarăși, această persoană vine să vă abordeze. Pentru că este ca și cum această persoană a stat și a tot stat și acum efectiv s-a săturat să mai aștepte. Acum persoana voastră este orientată cu faetonul acolo să facă pași. Pentru că voi păreți destul de bine în partea voastră, voi păreți destul de ok, voi păreți împliniți, voi păreți, nu știu, sunteți ca acele persoane care întotdeauna postează momente perfecte, că aveți, că trăiți lucruri minunate și atunci această persoană nu este că o duce rău, dar de multe ori poate să simtă că nu o duce la fel de bine ca voi și într-un fel ar vrea să beneficieze de pe urma energiei voastre pentru că voi aveți o energie foarte bună, foarte plăcută, foarte iubitoare și abundentă. Această persoană poate să simtă în momentul în care este cu voi că toate lucrurile în viață îi merg bine. În momentul în care apare o separare de voi, o ceartă, ceva de această natură, imediat totul îi merge prost acestei persoane. Și sincer, este posibil ca această persoană chiar să vă fi spus, sau de fiecare dată după o separare să vă fi spus această persoană că a tot avut probleme și a trebuit să se preocupe de ele, dar nu pentru toată lumea persoana face legătura că problemele apar când nu sunteți voi în viața acesteia. Deci pentru unii încă mai trebuie să gândească de ce se întâmplă asta, dar pentru câteva persoane dintre voi aici cred că și-a dat deja seama de asta și tocmai asta a făcut-o să se grăbească un pic mai mult. Cu Luna am ca un fel de sentiment de incertitudine cu această persoană. Voi, sincer, nu neapărat mai aveți așteptarea ca aceasta să facă pași înspre voi, dar totuși simțiți conexiunea care este destul de puternică. Aici cred că există tendința de a avea vise împreună, vise în care voi sunteți împreună. Dar fizic este ca și cum rămâne aceeași răceală și nu înțelegeți de ce. De ce este atât de diferit în vise și se tot repetă vise în care voi practic sunteți împreună sau sunteți ok și în realitate nu se întâmplă nimic. Nu este doar mintea voastră care vă joacă feste, pur și simplu este energia care urmează să se manifeste. Da? Să vedem prezentul, 7 de cupe și viitorul. Regina de pentagrame. Bun. Sincer, la cum se par lucrurile aici, nu este cazul să vă grăbiți pentru că voi aveți o mulțime de opțiuni și nu este nevoie să stați numai după această persoană. Este bine să decideți bine ce vreți să, cu această persoană, cum vreți să se întâmple lucrurile și cum vreți să evoluați pe mai departe. Faceți-vă un plan de referință pentru viitor, așa ca pentru voi inițial, pentru că această persoană va veni înspre voi, însă în modul în care va veni această persoană, nu neapărat va discuta aceste lucruri. Este bine ca voi să discutați cu această persoană de la bun început ceea ce vreți pentru a putea ajunge cu idealurile voastre, țelurile voastre în aceeași direcție. Sincer, cu Regina de Pentagrame îmi pare ca voi să reușiți să ajungeți într-o direcție comună, doar că este nevoie de destul de multe sacrificii, iar cu Marele Preot aici este clar un semn de foarte mare stabilizare, pentru că și Regina de Pentagrame și Marele Preot sunt cărți care arată stabilitate. Regina de Pentagrame poate să fie percepută ca fiind soția, în timp ce Hierofantul sau Marele Preot poate să fie
Încă o dată perceput ca partener de căsătorie lucruri de această natură, deci în special pentru persoanele care sunt căsătorite sau sunt într-o pauză, dar cumva lucrurile între voi continuă sub o formă sau alta, chiar dacă nu întotdeauna romantică, ei bine, aici va exista o reconciliere. Pentru persoanele care se întâmplă să fie cu persoane diferite, aș vrea să vă atragă atenția că și pentru voi va fi o interacțiune, dar va fi o interacțiune mai interesantă. De ce? Pentru că aici este o parte care vrea să ducă această situație la un nou nivel, doar că acel nivel ar pune cumva la risc situația unuia dintre voi sau chiar a amândurora. Deci atenție foarte mare, pentru că dacă există persoane care ambii sunt căsătoriți, atenție, unul dintre voi vrea să renunțe la aceste căsnicii pe care le simte suplimentare de dreptul și vrea să facă pași către această conexiune, către această relație. Atenție mare ce vreți, gândiți-vă foarte bine la toate scenariile și discutați clar, chiar dacă această persoană vrea doar să se împace cu voi, este bine ca voi să inițiați aceste discuții despre ce vreți să faceți pe mai departe, ca să știți exact la ce o să vă așteptați. Pentru persoanele care se află într-o separare de această persoană și s-au regăsit cu altcineva, e decizia voastră ce faceți, dar eu aici aș vedea să rămâneți cu persoana pe care ați început să o cunoașteți, persoana cu care ați început să vorbiți, dar nu vă văd neapărat să vă întoarceți în trecut. Deci atenție foarte mare, voi veți forța și persoana voastră să treacă peste voi, cu toate că nu se va vindeca atât de repede, dar este ca și cum o redirecționați să se îndrepte către altcineva și voi vă vedeți de viața voastră. Iar dacă aici voi sunteți separați de persoana de care întrebați și ați cunoscut recent o persoană nouă, cu această persoană nouă există energie foarte puternică de căsnicie, dar nu cu persoana veche, da? Deci aici am încercat să fac scenariile astfel încât să se aplice pentru toată lumea. În legătură cu această conexiune, totuși nu v-am răspuns încă la întrebarea care va fi cumva sub o formă sau alta în titlul etalării și anume ce simte pentru voi. Ei bine, mie mi-este destul de clar că aici persoana asta are sentimente destul de serioase față de voi. De ce? Pentru că aici persoana se pregătește să vă abordeze, persoana se gândește să facă pași în plus în această relație, se gândește la evoluție, se gândește să rămână alături de voi pe termen lung, dar atenție mare cum o faceți și la ce sunteți dispuși să riscați și ce nu, pentru că aici vor fi problemele între voi, nu va fi neapărat dacă există iubire sau nu, aici este mai degrabă, ok, ce sunt dispus să accept, ce nu sunt dispus sau dispusă să accept. Bun, să vedem ce alte informații mai avem. Exprimă-ți iubirea, această persoană își va exprima mai mult sentimentele față de ceea ce a făcut până acum, deci vă puteți aștepta la niște gesturi la care până acum nici n-ați sperat. Iubire neîmpărtășită, aici îmi pare că voi nu neapărat sunteți dispuși să duceți lucrurile atât de departe și atât de repede precum vrea această persoană, deci atenție foarte mare la acest aspect. Și atenție, cum veți alege să comunicați acest lucru, este bine ca voi să vă păstrați totuși un aer plin de, nu știu, o energie liberă, plin de, o energie plină de distracții, de joacă. Încercați să vă bucurați de moment în loc să vă stresați extrem de tare în legătură cu diferențele dintre voi. Este o diferență între a vedea cum puteți face lucrurile să meargă și în a vă focusa pe diferențe, pentru că aici cineva se focusează pe diferențe și voi ar trebui mai degrabă să vă simțiți bine, să flirtați, să vă bucurați de această conexiune. Exact cum am zis, pentru cineva de aici, dacă voi sunteți separați deja de această persoană și doar ce ați cunoscut o persoană nouă, cu această persoană veți rămâne și această persoană când revine la voi va fi mai degrabă doar un flirt. Bun, hai să vedem ce v-ar spune această persoană dacă ar lăsa tot ego și toate condițiile sociale și tot ceea ce limitează cumva comunicare. Ce v-ar transmite exact sufletul acestei persoane, ca să știm exact cu ce ne confruntăm aici? Sper că nu ești cu altcineva. Dacă, încă o dată, dacă voi erați deja cu cineva și aceasta este o situație de trio sau pătrat amoros sau chestii de genul, țineți cont că această persoană speră că nu sunteți bine cu cealaltă persoană, speră că lucrurile nu funcționează, ca să poată să aibă un atu. Mă îndrăgostesc, exact despre asta vorbeam.
Sincer, sentimentele de iubire eu deja le-am văzut din partea persoanei voastre. Problema este că până acum nu le-am manifestat și acum când vine cu toate deodată, s-ar putea să vi se pară un pic prea mult și să vă sperie un pic persoana. Cred numai în știință și ca și cum adevărul sau lucruri care pot fi dovedite, cred că e cel mai bun mod de a traduce în acest moment. Deci este posibil ca voi să fi discutat cu această persoană dacă cumva sunteți suflete pereche sau lucruri de această natură sau lucruri un pic mai spirituale și această persoană nu neapărat crede în ele, dar vă iubește foarte mult. Realizează că aveți foarte multe lucruri în comun și ar vrea să experimenteze mai multe cu voi. Se simte pierdută fără voi această persoană, deci atenție foarte mare pentru că această persoană se simte de-a dreptul pierdută fără voi. Da? Țineți cont că astea sunt niște cărți care ne atrag atenția că persoana a dezvoltat sentimente. Că v-a lăsat pe voi să știți sau nu, asta este cu totul altă problemă, dar persoana aici îmi pare că are sentimente destul de puternice. Bun. Simt că ești persoana potrivită pentru a-mi fi soț sau soție. Exact asta este energia cu hierofantul. Exact, într-acolo ajungem. Îmi place când oracolele pur și simplu zic exact aceleași lucruri, doar că un pic sub altă formă. Această persoană simte că ar intra în depresie dacă voi nu ați accepta-o și voi nu ați continua cu această persoană. De asemenea, această persoană cred că a sesizat anumite talente și inclinații pe care voi le aveți. Nu toată lumea a sesizat la propria persoană aceste talente, dar această persoană a sesizat foarte bine la ce v-ați pricepe sau ce v-ar prinde foarte bine să faceți. Țineți cont că această persoană s-ar putea să apeleze un pic la șantajul emoțional. Nu este cazul să cedați. Dacă nu vreți ceva, este cazul să setați limite. Dacă este clar că voi nu vreți să avansați lucrurile mai mult decât sunt acum, dar este bine să aveți grijă la modul în care îi explicați aceste lucruri. Și de asemenea, această persoană se gândește foarte mult la voi, în special seara, în special când are anumite momente, când are chef, când e bine să facă anumite lucruri, da. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne vedem cât mai curând. La revedere!